Admir forța câinelui meu și energia lui. El este motivația mea și vreau să-i ofer ce e mai bun. Îi ofer zilnic nutriția de înaltă calitate ProPlan. ProPlan, ales de stăpâni remarcabili pentru câini extraordinari. Bun găsit! Astăzi vorbim despre sensibilitatea digestivă la câine cu medicul veterinar Cristian Enciu. Ce presupune, domnule doctor, procesul de digestie la câini și care ar fi principalele cauze care provoacă această sensibilitate digestivă? Procesul de digestie, știm cu toți, este unul foarte complex, transformă hrana ingerată în nutrienți, nutrienți de care organismul are nevoie pentru a exista. Cauzele pentru o digestie sensibilă pot fi multiple. Pot fi intoleranțe alimentare, pot fi paraziți interni, o hrană necorespunzătoare, o hrană de slabă calitate. Sunt doar câțiva factori care pot provoca o digestie sensibilă la un animal, respectiv câine. Cum știu că în cazul câinelui meu este vorba despre o sensibilitate digestivă? Care ar fi semnele? Semnele sunt destul de multe, doar trebuie un picuț de atenție asupra câinelui. Putem observa uneori stări de greață, stări de vomă, nu sunt obligatorii întotdeauna. Putem observa că al nostru câine nu se mai îngrașă sau chiar slăbește, devine un pic anorexic, să-i spunem așa. Scaunul este un alt factor care poate fi urmărit. Nu mai este normal, este de o altă consistență, de cel mai multe ori moale, de culoare galbenă, puternic ca și miros, deranjant. Cam asta, să zic, ar fi semnele pe care proprietarul le poate observa în prima fază acasă, la câine, și își poate da seama că are o problemă digestivă câinele lui. Cum îmi pot ajuta câinele în cazul în care acesta are sensibilitate digestivă? În afară de mersul la medic și respectarea recomandărilor pe care medicul veterinar le face, este să îi ofere o hrană de calitate, o hrană deosebită din punct de vedere al compoziției, care îi asigură o digestibilitate ușoară și nu supune organismul la un stres prin acest lucru. În cazul alimentației umane a fost demonstrat efectul benefic al probioticelor. Eram curioasă dacă la câini există un efect benefic al acestor probiotice. Bineînțeles, organismul uman și cel animal oarecum prin corespondență sunt la fel, așadar și pro și prebioticele sunt folosite cu succes și în medicina veterinară, mai ales în cazul câinilor, ajută la revenirea digestiei la un tonus normal, astfel încât să avem un câine sănătos, iar digestia se realizeze în mod normal și fiziologic. Le folosim, sunt atât în hrană deja introduse, cât și sub formă de pulbere, sub formă de comprimate, care se pot administra pe hrană, în hrană sau pur și simplu direct ca un tratament zilnic. Există alimente interzise în cazul unui câine cu sensibilitate digestivă? Da, poate să evite cu siguranță și trebuie să evite cu siguranță orice alt aliment pe care câinele îl poate mânca în afară de hrana special concepută pentru problema digestivă a câinelui. Mulțumim pentru sfaturi! Cu mare drag! Admir forța câinelui meu și energia lui. El este motivația mea și vreau să-i ofer ce e mai bun. Îi ofer zilnic nutriția de înaltă calitate ProPlan. ProPlan, ales de stăpâni remarcabili pentru câini extraordinari.